E cazul să aplaudăm, pentru că nouă ne-a plăcut tare, tare mult această piesă și iată că aici, pe canapea, apropo, bravo, s-a și cântat, s-a și dansat. N-am apucat așa să fac o introducere, că mă gândeam să zic că următorii noștri invitați sunt plimbați prin lumea mare și sunt cool pentru că apucă să călătorească, dar zic să trecem așa direct. Când încolo noi suntem deja pe canapea, da, cu una dispoziție în față. Mai era un pic și dansam aici. Așa, totuși să facem așa prezentările ca la carte. Doamna Nelice Barnă, bună seara, bine ați venit. Așadar, Natalia Colesnic, bună seara, bine ați venit. Și Marcel Toma, bună seara, bine ați... Bună seara, bine am găsit. Bine ați venit. Proiectul Unicul prin Lumea Mare este un proiect inițiat de dumneavoastră. Da, este adevărat. Așa. Este o nouă realizare, am bifat o nouă emisiune, un nou proiect, marca Unicul prin Lumea Mare. Prima parte tematic, hai să spunem așa, pentru că obișnuim să facem, să împărțim tematic. Prima parte le-am dedicat locurilor de aici, de acasă. Am fost la Hâncești, am descoperit un minunat conac, Manuc Bay. După care partea de deplasare, Emiratele Arabe Unite, Dubai. Aici am apelat la ajutorul celor două flori de care se află lângă acești doi bujori. Are tata doi bujori? Exact. Aceste două flori care ne-au fost echipei, ne-au fost de real ajutor. Echipa, de fapt, proiectul este realizat de mine și producătorul general Emilia Orsea. Emilia a avut niște contacte cu doamna Nelice Barnă legate de niște deplasări în UK, în Anglia, și de acolo s-a pornit deja colaborarea noastră. Așa. Poate ea va spune mai mult legat de... Sigur, vrem. Evident, atunci când a venit această frumoasă idee din partea Emiliei și mi-a zis-o foarte așa, foarte liber, chiar năstrușnic, aș putea spune, pentru că dacă tot plecăm încolo, tu nu vrei să filmăm și un videoclip la o piesă de-a ta? Și am zis atunci, am rămas sincer, fără cuvinte, pentru că asta totuși, o pregătire pentru a filma un videoclip, necesită timp. Și atunci când Emilia mi-a spus hai, am rămas și eu surprinsă și am zis cu jumătate de voce, zic bine, Emilia, bine, Emilia. Evident că am avut foarte puțin timp la dispoziție, dar toate aceste așteptări ale noastre, crede-mă că s-au răscumpărat cu vârf și îndesat, pentru că, într-adevăr, am avut, pe lângă faptul că am vizitat locuri frumoase, destinații nemaipomenite, am zis că, totuși, Unicul prin Lumea Mare e un bun ghid pentru cei care vor să călătorească. Hai. Și vor să-și, să-și realizeze visele, să-i spunem așa, dacă tot vorbim de vacanțe. Eu nici nu știu dacă noi am pomenit destinațiile pe care voi le-ați vizitat. Dubai și Abu Dhabi. Da, noi am plonjat așa direct în discuție, nici n-am pomenit. Așadar, Orientul Mijlociu, un colț de lume absolut special. Cum a fost când ați ajuns, când ați pășit pentru prima dată în Dubai? Ce impresii? Eu am mai fost odată în Dubai. Și eu am mai fost. Bine. Eu tot n-am mai fost, eu prima dată am fost. Ce v-a impresionat de această dată? Pentru că bănuiesc că a fost o călătorie mult mai așa amănunțită. Ați vizitat totul mai multe lucruri. Totul e frumos, Natalia. Care au fost impresiile tale acum de data asta, că am fost și în această echipă, în acest proiect, în această echipă? Da. Pentru mine a fost o altă senzație. Acum 3 ani de zile am fost, dar cum știm cu toții, Dubai se schimbă de la o zi la alta și plus la asta, pentru mine a fost adăugat și capitala Dubai, asta a fost Abu Dhabi. M-a impresionat absolut totul, începând de la grădina cu flori, cu fluturi, Burj Khalifa, care știm că are înălțimea de 825 de metri și 150 de etaje. Eu am avut posibilitatea să urc la platforma de observație de la 124. Și am înțeles că ați fost singura care am fost singura urcat. Curajoasă, care am renunțat. Da. Eu nu am riscat, pentru că eu mă tem de înălțime. Dar în momentul, și eu aveam un pic, bine, sunt mai excentrică de felul meu, dar în momentul când am ajuns sus, am zis că chiar se merită și mi-a trecut toate emoțiile, decât m-am încărcat cu acea frumusețe extraordinară care
se merită să, dacă ajunge acolo, merită să urci și sus. Și pentru cei care le este frică, bineînțeles. Dubai, pentru mulți oameni, este sau pare, de fapt, o destinație foarte, foarte scumpă, pe care poate mulți nu și-ar permite să o visteze. Nu e mai scumpă decât alte destinații. Oricum se merită, cei ce, concluzia care și în emisiune noi o scoatem, se merită de văzut, pentru că e țara wow. Și când spui țara wow, se referă absolut la orice. Și la ce vezi, și la ce simți. Și atunci când intri în contact și vezi, nu doar vezi cele mai mari clădiri, cele mai deosebite locuri, dar simți, de exemplu, cum trăiesc oamenii de acolo. Vezi? Bogăție ce de acolo. Bogăție de acolo. Acum închipuiți-vă că Republica Moldova are 2 sau 3 milioane de cetățeni și nimeni nu face nimic, practic nu face nimic, sau că dacă face doar joburi foarte bine plătite de la 10 de mii de dolari în sus, lucrează în companii transnaționale și în guvern, și în schimb celelalte 7 milioane care completează populația, lucrează pentru ei. Uite, acest lucru se întâmplă în Emiratele Arabe Unite, aproximativ. Eu poate am spus-o într-o formă mai brută, dar ideea este aceasta. Practic este un exemplu. Și pe lângă toate astea, fiecare își alege după buzunarul său. Da. Sunt chiar și acolo în Dubai, sunt variante foarte bune, da, și foarte potrivite pentru diversi călători, turiști și tot așa. Și de 2 stele și de 5 stele de lux, fiecare își alege. Da, dar îți dai seama, acolo chiar și de 2 stele parcă e de 5. Deci putem schimba ușor o vacanță, inclusiv în Turcia, pe una în Dubai. Eu n-aș fi atât de tranșant, pentru fiecare destinație are specificul și farmecul său. Dar este un mod de foarte bun de a petrece timpul, de a vedea lumea, pentru că cel puțin o dată în viață trebuie să vezi asta. Cum sunt oamenii? Dacă ați apucat să cunoașteți niște oameni de acolo, care trăiesc arabi, acolo, da? Vrei să spui? Noi tot am căutat șeicul celălalt, tot am căutat. Să vă spun un exemplu legat de cum sunt oamenii. Filmam în grădina cu flori Miracle Garden, filmam videoclipul despre care vorbea Nele și eram toată echipa și aveam eu misiunea, mă rog, vedeam că tot vin oamenii, veneau oamenii și eu spuneam, please, și arătam, please. Încolo vine un nene foarte dotat, bazat, și avea 3 femei, nu știu care din ele era mama, soția sau fiica, era cu vreo 3 femei și eu i-am arătat așa, omul n-a zis nimic, pur și simplu a stat. Atunci mi-am dat seama că oamenii ăștia au stat, au privit, după asta am încheiat filmările, au venit, au aplaudat, dar oamenii ăștia nu, le aveți please, el nu se stresează, el este la el acasă, el se stimează, sunt oameni care se stimează și se iubesc foarte mult și bravo lor. Pe lângă toate astea, noi am mers în deșert, deci după, cum să-i spun eu, raliurile astea prin dune. Cu jeepurile prin dune. Îți dai seama când un lanț întreg de, să-i spun, de vreo 30-40 de mașini, da? Mari. Dar Nele avea frică și acolo. Vreau să spun că ei și acolo. Eu inițial zâmbeam, mă simțeam foarte bine, chiar încercam să cânt ceva. Era cânta într-un moment, până într-un moment când am simțit că deja toată tulbureala asta mă cam zguduie. Mie tot ce ține de extreme, nu prea îmi place. Nele cântă fără din Moldova în Jeep Safari. Oricum, când ei este frică sau când se simte bine, ea ne-a cântat nouă și am avut o companie extra. Da, le-am cântat și când mergeam prin oraș, cu mașina și ne plimbam și la lucru și asta e felul meu de a fi, deși vreau să spun că le-am spus-o și lor, mai rar pot cânta într-o gașcă în care chiar mă simt bine. Deci ei au avut posibilitatea să vadă concert live. Concert live în diferite limbi, și indiană, și în rusă, și în română. Eu am, deci, spaniolă. Da, absolut. Și vreau să ajung la faza că am ajuns, deci, vorbim tot de turism, da? În deșert este făcut un sătuc improvizat unde sunt scaune de jur împrejur cu mese și în centru o scenă unde artiștii își arată, da, și prezintă numerele. Toată lumea mănâncă, se servește din bucate, cine mai cinstește, nu contează, și stăm și privim acest concert. Să știi că este foarte interesant. Este foarte interesant. Chiar mi-a plăcut și din mâncarea lor tradițională. A fost ceva mai neobișnuit pentru mine. Natalia,
O să-mi permit să trec la, la tu. Da, desigur, te rog frumos, absolut. Că am început așa cu... cu... Nu, 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 eu chiar te rog la tu. Așa. Natalia, vreau de fapt să știu, pentru că tu călătorești mult. Exact. Și vreau să știu atunci când alegi o nouă destinație de vacanță, în funcție de ce criterii alegi această nouă destinație? Pentru mine contează să fie o destinație nouă, o destinație în care să fie plină, ca să am ce să vizitez, atâta, de exemplu, arhitectură, cât și în partea, deci în afara orașului, iarăși, deci să fie interesant. Nu, nu am fost odată într-o destinație care a fost doar plajă și mare. Și a fost practic. Foarte, da, o insulă mică și chiar m-am plictisit, n-am avut ce să vizitez. Vreau să descoper lucruri noi, iarăși, diferite, nu știu, cum a fost în cazul nostru, moschee, clădiri, arhitectura asta modernă cu casele arabe și moschee de acolo. Mi-a plăcut această combinație. De fiecare dată aleg să fac excursii, să am o vacanță activă, nu pasivă. Să cunosc oameni, content de oameni frumoși și interesanți, noi. Așa. Vreau să vă rog să veniți așa fiecare cu câte, cu câte un sfat. Pentru că până la urmă scopul proiectului Unicul prin Lumea Mare este acesta, de a veni cu tot felul de sfaturi, recomandări, de a arăta oamenilor frumusețea unor scopul destinații. Scopul proiectului este de a arăta frumos destinația cu, prin intermediul unor oameni frumoși, frumoși și modești. Și cum a fost și data asta. Deci cam asta este ideea. Și conceptul, de fapt, conceptul, hai să spunem așa, ascuns al proiectului este următorul, că fiecare om are dreptul să-și, la vis și la realizarea acestui vis. Nu contează cine ești, cum arăți, care este statutul tău social. Odată și odată, tu ai dreptul, trebuie să mergi acolo, trebuie să vezi. Tu ești cel mai important om din viața ta, tu trebuie să vezi asta. Să meargă, este un, nu este atât, vorbeam de prețuri, nu este, până la urmă se merită și banul care se merită, care se investește, dar se merită, plus ceea ce vorbeau și colegele mele, se poate și cu bani mai puțin, se poate și cu bani mai mulți, deja e suficient să te adresezi la tur operatorul tău și el te ghidează, îți spune totul. Așa. Apropo, da, Natalia, imediat, mi-am adus aminte că, doamna Ciobanu, aveți o fică, sunteți mamă. Dacă ați pleca în Dubai cu fica dumneavoastră, ați fost. Familia, toată familia. Mirela avea pe atunci 6 ani. Apropo, complimente, are o fată extrem de mare, că n-am văzut, zic, nu poți să cred că asta e fata ta. Uite ca mine. Super frumoasă, nu știu. Merge pe urmele mamei, ce să zic. Că, de fapt, asta voiam. Dacă tot mi-ai dat cuvântul mie, da, continuu. Tu vei încheia. Da. Eu vreau să spun că nu cred că este de fapt departe acea idee. Chiar poate veni și din partea lor, Unicul prin Lumea Mare, de ce nu, și locuri frumoase din Moldova, ca astfel să cunoască și turiștii din alte țări, să cunoască locurile noastre frumoase, să vină la noi în țară, de ce nu, este un lucru, deci Moldova se poate mândri cu locuri frumoase, într-adevăr, așa că bine ați venit! Natalia, dacă pentru e așa... Pentru mine, da, călătoriile, eu compar așa, că viața este doar o singură carte și cei care nu călătoresc rămân să citească pe aceeași pagină. Așa că noi preferăm să tot citim povestea noastră, da? Așa că asta sugerez... cunoscând lumea. Da, destinație și să descoperi lumea, pentru că asta te încarcă și chiar merită să te conectezi cu alte tradiții, alți oameni și să vezi cum trăiește lumea. Există, cum am spus, în Dubai, viața până la Dubai și viața după. Pe noi, când am venit după, mi se părea, wow, unde suntem noi? Nu ne arunce lumină. Știi cum? A fost o diferență enormă. Și deci șocul cultural a fost când ați revenit. Da. Nu ne arungea lumină. Dar ne-am adaptat și aici, pentru că și Moldova este frumoasă și ne iubim țara și patria, așa că... Videoclipul. Când apare? Când îl vedem? Îți dai seama că eu cred că din toți ei ard cel mai mult de nerăbdare. Mai ales că am fost și o echipă foarte și foarte frumoasă, formată din 7 oameni, doi dintre care sunt doi frați, Andrei și Sergiu Bobr, cei care de fapt
Camera. Camera, da. Care au filmat și care au avut cel mai mult de lucru dintre noi. Deja Marcel, Emilia Orzea, care este și soția lui, cea care a venit cu ideile frumoase. Ea este și producătoarea emisiunilor și acestui gând frumos. Noi cu Natalia suntem acele două, cum să-i spun, protagoniste alături de Marcel. Și mai avem încă un membru de echipă, Natalia Cazacu, care locuiește acolo în Dubai. Și ne-a stai seama, ne-a ajutat moldoveancă de 5 ani. Da. Așa. Ea ne-a dus cu mașina ei absolut peste tot unde am avut nevoie. Ele cu Emily erau la partea organizatorică. În genere am fost o echipă frumoasă cu oameni într-adevăr profesioniști care știe, fiecare știa ce să facă, ce trebuie să facă și tot așa. Evident, fiecare bun în domeniul său. Așadar, ar de nerăbdare, crede-mă, sincer. Așteptăm videoclipul, așteptăm să... Iasă emisiunea? Da, exact, așteptăm noul episod. Sunt două! Două filme, de fapt. Două povești, două filmuri, da. Așteptăm, știu că o să apară și pe online, dar și la televiziune. Mulțumim tare, tare mult. Doamna Ciobanu, vă invit acum să ne cântați. Vă rog, mulțumim tare, tare mult. Succes și alte călătorii frumoase. Absolut, urmează altele destinații noi. Iar pe final de emisiune, doamna Nelly Ciobanu ne cântă chiar acum și noi ne bucurăm, așa cum o facem de fiecare dată, de vocea și talentul dumneaei. O seară frumoasă, stimați telespectatori, pe mâine! All alone, it feels so hard to carry on when everything is said and done. So please don't go away, let me say. You and I, we had some fire in our eyes. I'll never ever let it die, 'cause I'm strong enough. Say my love, I'm a hero. Love is gone.